Salutare băieți, bine ați venit la un nou episod. Astăzi o să filmăm viața ca și mecanic. Dar nu cu mașina asta, desigur. La asta o trimitem la Dumnezeu. Și de acum vom avea comenzi, să spun așa. Trebuie să mergem să livrăm deocamdată, să facem și bonuți și tichete, ca să mergem să reparăm și la oameni. Să vedem cât timp va dura până, na, vom avea și un contract, un alta. Acest episod va fi și un tutorial cum la level 5. După părerea mea, jobul ăsta e cel mai bun, deoarece dacă ai luat, adică nu primești pe două bucăți, mai mult de două bucăți, nu primești. Uitați că ți-am primit, pe două bucăți am primit 300, 600 de dolari, mă scuzați. Și pe o bucată primești 300 și tot la fel XP. Dar o să vă arăt și în videoclipul, probabil o să vă arăt și în videoclipul de astăzi, unde va fi și locația de unde poți să cumperi. Sau hai că vă arăt de acum, adică uitați. Dar cine o poate folosi sunt doar mecanicii, deci ca să știți. De aici veniți, le cumpărați, dacă aveți jobul de mecanic, și doar mecanicii le pot folosi kiturile astea de reparare. După aia, dacă ați făcut level 5 și v-ați luat acest job, e ok. Am fost, după ce ați și văzut că am fost și fermier, acolo am făcut repede și banii și problema care ce vreau să zic, sunt de pe serverul OneTap România, deci doar aici o să jucăm de acum acolo. Am lipsit cu live-urile, știu că am lipsit cu live-urile astea, dar sunt, na, să spun așa, sunt un pic mai liber și m-am luat un pic din timp ca să mi-l petrec și pentru mine, să spun așa. Păi și uite-te, ți-ți dă ca și la pizza job, numai că aici primești mai mulți bani decât el la pizza, probabil și la fermier, în care la fermier trebuie să mergi doar într-un loc să livrezi. Ia uitați, repair kit, pe două bucăți am primit 600. Da, nu-ți dă de fiecare dată acele două bucăți, dar e mai bine. Când ți le dă, e perfect. Credeți-mă. Atâta că de la level 5 ce am observat eu e că se face un pic cam greu levelul. Deci probabil așa e pus, na, să mai muncești, să... Dar banii nu ai treabă cu ei. Deci uitați, mi-am cumpărat mașina asta la 120.000. Nu prea mai am nici bani. Dar, na, stai să mă duc repede ca să... Trebuie să și alimentez până la urmă. Opa! Cred că... Ia că am luat un contract. Haideți să vedem cum se va comporta acel băiat. Da? Ce idee are? 1, 2, 3, 4. Băi, deci dacă te recunoști aici în videoclip sau va ajunge cumva videoclipul la tine, e șmecher. Să sperăm ce vei, să vedem ce vei face din nou. Te conduc un pic mai repede, că trebuie să ajung și la el, da? Apropo, am văzut că a scris cineva că ar dori să vadă pe canalul meu serii cu CSGO, nu? Păi cu CSGO m-am cam lăsat de el, nu prea mai... Na, CSGO n-ar fi o idee un pic mai strălucită, dar am înțeles, omul cred că a venit a testa mașina și vin, frate, stai un pic, vin. Nu. Mecanic, aha. Au avut noroc că eram aproape, adică, na.
Ești mecanic. Da. Ce s-a întâmplat? Reparam și mie mașina, că vreau să fac o cursă cu prietenul meu și am accelerat-o prea tare și s-a ieșit motorul prin capotă. Ia uitați așa, apăsați și îl faceți, ca să reparați. Bine, domnul. Mamă, ce mașină ai. Păi, cu e ce frumoasă. Păi cu mașina vrei să faci tu sau? Cât e te plăti pe ea? Pe asta? Asta roșie? Da. Panorama asta? Ne, panorama. Pe ea a fost doar 1.000.000 de euro. Am înțeles. Bine, atunci te va costa 1.500. Hai că cu siguranță pe... du-te și repare eu și prietenului meu. Păi prima dată îmi dai bani și după aia mă duc și dincolo. Păi și atunci cu prietenul tău va da 500. Totuși eu trebuie să alimentez audio-ul ăsta, nu? Îți dau eu 500 și 500 el? 1500. Eu am doar 1000 la mine acum. Văd că ai mașină să-ți permiți, adică... Da, e de pe stradă, domn. Am înțeles. E de la închiriere auto. Nu dacă bine, mă prind de la că am pus și mașina, îmi taie gâtul. Problema că și eu am venit din oraș, adică totuși am consumat ceva până aici. E prea nebună mașina. Păi atunci hai dați-mi bani. Îți dau 1000 și eu repar și lui prietenii meu și apoi mai dau 500. El îmi va da 500 și tu atunci 1000. Bine. Păi prietenul tău e acolo? E acolo în față, îl vezi? Nu-l văd, păi numai ceva văd pe acolo, pe la o mașină ar fi. E o mașină albă. Nu vor să dea atâția bani. Normal, tu ai voie să ceri, adică ai venit din... Stai, că mi-e ghicit smart watch-ul ăsta. Ai venit din centrul orașului și... Gata, domnule, uitați-vă acolo, în portofel. Bine. Hai și la ăla. Mă duc dincolo. Am cam dat cu ăsta, da? Hai că pâncetură până acolo. Băi, cam așa e. Da, normal, el trebuie să-ți plătească atâția bani. Deci, asta e partea a doua. Hai să vedem și ID-urile. Ăla e 1, 2, 3, 4 și celălalt în caz de. Deci doar în caz de. Salut, salut. Am înțeles că și mașina ta trebuie să o repar, nu? Da. Bine. Costă? 500. Va fi. Al prietenului tău a plătit deja. Și a zis ca să vin și până la tine. Oh, ok. Păi aveți mașini puternice, nu vă permiteți. Apata mea e închirată, dar a voastră nu cred. Bine, domnule, e gata. Ok. Păi vă puteți folosi. Știi că asta era comandament, nu? Eu am acceptat-o. Eu încă am acceptat-o. Adică am fost primul aici. Ăștia l-a pus de două ori comandă? A cerut de două ori? Încă 100. Mai am doar 10. Ai Discord să-ți dau 100 puțin mai târziu? Lasă. Ce e Discord? Ok. Hai, colegul, trage-te de aici. Ok, mulțumesc, domnul. Da, îmi spune ce. Păi, nu n-o dat că tot trebuie. Da... Da, asta e. Ce să facem? Cam asta ar fi. Normal poți să ceri. Deci, dacă s-a văzut de unde am venit, normal poți să ceri, da. Normal până în 2000 poți să ceri. Deci, asta e partea a doua. Mai ales dacă vin din centrul orașului până... Am avut venit cu mare elicopter sau cu ce ai venit, bă? Nici nu e mare elicopter pe acolo. Băi, da, să revenim. Știu că am mai repetat, dar dacă aveți level 5, puteți să faceți jobul ăsta bine. Deci nu... V-ați luat repair kit-urile, nu mai aveți nevoie de multe și asta e. Deci, uitați o mașină frumoasă până la urmă. Poliția, știu că e acolo. Merg un pic mai încet să nu dăm la bănuiel ceva, sper.
Hai bă, fă-te dracului verde! Hai mă! Cred că la... Sper că nu vede. Repede. Hai că l-am luat, deci... Da, în episodul de azi prindem bine cu tichetele. Da, cât mai bine vorba aia. Mai vedeți și voi? Nu, am început să plaie. Da, nu e problemă. Cu cât mai bine, cu atât poți să alunești mai bine cu mașina asta, deci... Băi, da, apropo, care vă jucați pe server aici, nu vă lăsați mașinile peste tot, deoarece nu e bine chestia asta. Vine ambulanța. M-am spăriat un pic de ea, da. Băi, l-am pierdut. Eu, stai un pic, să nu mă duc, dragule. Băi, trebuie să alimentez, mă, că n-ajung. Acum, după chestia asta, mă vedeți ce să așa alimentez. Da, avem nevoie, zice. N-am înțeles. Da, ok. Salut. Salut. Ok, ce s-a întâmplat? Păi, nu știu, domne, că v-a intrat o mașină în mine. N-am înțeles. Domnule, vă puteți da jos dacă vreau? Da. Ca să vă pot repara mașina. Nu-l văd, da. Aoleu, domnule, e stricat tot pe aici. De la motor până la tot ce apuci. Bine, domnule. Te va costa $600. Pă, ok. Ei, da. Nu-l văd, da. Mersi. O zi frumoasă ai. La revedere. Pa, pa. Hai că mergem să alimentăm repede. Păi, da. Acum am ales să vorbesc și cu voi, să vă spun mai multe chestii în videoclipul de astăzi și ce aș vrea să vă întreb. Ați dori să facem chiar o serie cu un fel de job pe serverul ăsta? Scrieți-mi și în comentarii dacă doriți să vedeți un job, dar numai roleplay, deci fără ieși din el, fără nimic. Sper. Să nu... Să nu fie vreo problemă, să zic așa, știi? Adică să nu se iasă din ele, că asta nu-mi doresc. Dacă e... Da, frate, ok. Mă rămâi în rol pe până la final, da? Nu ieși din el. Bine, dacă am încălcat deja regulamentul, acolo e clar, ieși din el, ok. Dar de atunci nu. Acum, na, și voi să vedeți că el conduce așa și cum conduc eu. Da, păi... Acum... Acest video a fost și informativ mai mult. Hai că nici nu bag motorină pe unde nu trebuie. Acest video a fost și informativ mai mult și... Să spun așa, un mic job a mecanicilor. Ne-am dus să mă ajuta și playerii. Am mai reparat și mașini, să spun așa. Eu tot mor de coronavirus. Da, am fost infectat. Deci nu ziceți nimic. Ok. Băi, vezi, aici o să închidem episodul. Probabil pe săptămâna viitoare
o să începem din nou cu live-urile tot. Na, până atunci vă aștept pe server și îți dai seama că aș dori și eu să am, na, și player cu cine aș putea să fac un roleplay frumos. Deci, băi, eu aici v-am lăsat. Să nu uitați de like și subscribe dacă ești nou pe acest canal. Dacă te-ai uitat până acum la sfârșit, știi de ce am făcut acest videoclip. Și... băi, v-am lăsat o zi frumoasă să aveți și să ne auzim cu bine. Pa, pa!